Domnule președinte, profesor, dragii mei, îngăduiți-mă înainte de a vă spune câteva cuvinte despre cei doi părinți, să vă fac o mărturisire. Stând aceea în bancă și după aceea urcând de aici sus, m-am gândit, oare ce să vă spun eu? Pentru că ați văzut filmul, ați ascultat două persoane care v-au dat mărturii despre cei doi părinți, iar multe alte lucruri pe care, cu siguranță, dumneavoastră le știți, le-ați auzit, le-ați citit din viața celor doi părinți. Și știți ce am făcut? M-a rugat la Dumnezeu să mă lumineze și m-a rugat la Dumnezeu ca acești doi părinți, dacă au îndrăzneală ca de Dumnezeu, să mijlocească, să lumineze mintea ca să știu ce să vă vorbesc. Cu ce să încep mai întâi? Mulți, cred că aproape cu siguranță toți, ați văzut cartea aceasta care e pusă acolo la intrare în anfiteatru și probabil unii dintre dumneavoastră ați și cumpărat-o. O coperta din față, apar acolo doi părinți și între dânsii un pui de călugă. Ați recunoscut cu siguranță, în partea dreaptă, pe părintele Arțele Papacioc, având în spate o pictură care marele pictor și sare de la Antim, Sofian Borghiu, a pictat-o pe peretele studii de la Chiria Dânsului, de la Tetelilor. În partea dreaptă, sau în partea stângă, cum o vine dumneavoastră, e părintele Petron Luternasa, având în spate biserica de la Prodrom, din Montereau. Această carte am dăruit-o cu dedicație fostului guvernator al Muntele Athos, pe care domnul președinte l-a cunoscut, domnul Constantin Lulis. Am fost împreună cu dânsul la președinție, am fost la Brădet când s-a sărbătorit 500 de ani de la 600 de ani, de la titoria de acolo la Mircea cel Bătrân, și în Grecia, când a venit părintele Arțele Papacioc, a fost primit în casa dânsului cam o oră și jumătate împreună cu fratele meu și cu mine, iar cu părintele Petronul Tănasă, de multe ori venind la Muntele Athos ca și guvernator, trecând în vizită de la Prodromul, avea o mare fabrică de dânsul. De fapt, să-mi fie gătuit să spun, nu știu care dintre cei care au trecut pe la Prodromul și dintre călugă din Muntele Athos, nu aveau o evlavie deosebită față de părintele Petron. Și venea acest guvernator și îngenunchea în fața părintelui și nu se ridica până mult binecuvântat. Când i-am dat cartea, s-a bucurat enorm de mult, pentru că aici apare și el cu chipul lui la vizita domnului președinte când a fost în Athos și într-o altă ipostază, când am făcut o fotografie împreună cu starețul mănăstirii Vatopedu, atunci când eu m-am mutat de la Sfântul Prodomul la o colibă. Și îi spun, cine e puiul ăla de călugă dintre cei doi părinți? Și atunci îi spun, ca să fie răspunsul mai scurt și mai cuprinzător, zic, acel pui de călugă, care avea 20 de ani atunci, îl vedeți pe coperta din spate, după 60 de ani. Acum, ce pot eu să vă spun, cu ce să încep mai întâi? Mi-a venit în minte să vă spun și să repet ceea ce împăratul și prorocul David în Psaltire, luminat de Duhul Sfânt, spune printre altele, minunat este Dumnezeu întru Sfinții Săi, Dumnezeul Israel. Lucrul acesta, fraților, îndrăznesc și eu să-l spun, că minunat este Dumnezeu întru Sfinții Săi, în Părintele Arsenie și în Părintele Petron. Acest guvernator al Muntele Athos, domnul Constantin Lulis,
Pentru că sunt foarte legat sufletește de dânsul, a fost de multe ori în casă dânsului. Eu l-am adus în țară și am văzut majoritatea mănăstirilor din acă, din țară. Mi-a sugerat ideea. Părinte Iustinian, de ce nu pui Sfinția ta în chirie? De ce nu ajut chipurile părinților duhovnicești, mari părinți care au avut România, ca să îi ia acolo, de ce? Și când am auzit lucrul ăsta, mi s-a luminat mintea. Imediat am apelat la mănăstirea Putna și la alte mănăstiri și din arhiva lor fotografică mi-au trimis chipurile la mai mulți părinți îmbunătățiți cu viață deosebită și care, sub regimul comunist, a făcut și andă pușcării. Aici, la sfârșitul cărții, înainte de bibliografie, o să vedeți dumneavoastră imagine la mai mulți părinți pe care eu i-am așezat în coliba mea. Și vă spun așa, că poate nu puteți să citiți după vă scris numărul care e acolo, vă spun, e vorba de Păinție Olară, mare duhovnic de la Siga, care a murit la Sigătnia, Părintele Duhovnicesc al Părintele Cleopa. Părintele Cleopa, următorul, după aceea, e Părintele Iachim Urciuleac, cel care a fost vestit un chip din Moldova, pe care l-a felicitat, de care s-a bucurat și Ceaușescu în vremea aceea, că turiștii care ajungeau acolo și el începea să vorbească despre rușii potropitori care aveau și cum granița era aproape, toți erau cu frica pe ei cât cămila. Că acum vine și îi strânge pe toți și îi închide. Și când a auzit Ceaușescu cum vorbește acest părinte la Rusul, e bun acest ghid acolo, că ăștia le trebuie mai mult până granița României. Pe acest părinte mi-a venit ideea și a fost o idee pentru care i-am mulțumit lui Dumnezeu. L-am găsit într-o fotografie împreună cu preasfințitul Gherasim Cocoșel și cu alți părinți când venise în vizită la mănăstirea Putna, iar el la vremea aceea era starețul mănăstirii. Și atunci, cu fotografia aceea pe care am primit-o de la mănăstirea Putna, am adus la un părinte de la mare specialist în calculatoarea noastră, a scanat fotografia și zic, părinte, pot să mi-l decupez pe părintele stareț de aici, din grupul celor cinci? Cum să nu, părinte? S-a decupat și mi-a mai trimis și o altă fotografie cu părintele Iachim Urciuleac, când ieșise din selecție și când ajunsese bătrân și era duhovnicul mănăstirii. Și spovedea pe cei care vedeau la dânsul. În același ramă, în aceeași fotografie, am făcut un mixaj. L-am pus pe starețul Iachim în picioare și alături l-am pus pe fostul stareț Iachim ca duhovnic, care s-a sfârșit în viață și a rămas pe scaunul de spovedare. La o jumătate de oră după ce a spovedit pe ultimul, a adormit pe scaunul, a dormit pentru veșnicie, pe scaunul de spovedare. Când le arăt celor străini și special dreptelor care trec la mine și văd de echipă, ce vrea să spui fotografia? Așa că ne spun. Și atunci sunt determinați să spună și să recunoască ăsta a fost un părinte cu adevărat sfânt. Și în gândul meu știu ce am spus, am zis că fac mărturisire. Bine că ați ajuns și voi să recunoașteți ca și românii sfinți din neamul lor. Pentru că ei se consideră ortodoxi, ortodoxilor și că numai ei sunt cei care poate să nască și să crească sfinți. Alături este Părintele Iustin Pârvu, dar sub părâmul al doilea Părintele Petrolu Tănase, Părintele Arțele Papaciuc, Părintele Gabriel Soica, fratele meu care a făcut altă pușcărie și care era duhovnic unul la altul cu Părintele Arsenie, Părinte Ioanichie Bălan, jos Părintele Sofia Hochiu, Părintele Domenie Mihalache, duhovnic vestit de la Rămeț, un părinte, Părintele Marcu, care este socotit și Fachiu, care a murit călugăr la Mănăstirea Neamțu, în Mănăstirea Sirăstria,
Și părintele Adrian făzăcea. Și pe perete celorlalți care formează un drept, mai sunt încă trei chipuri de mari părinți. E vorba de părintele George Cașu, părintele Teofil Părăian, nevăzătorul de la Sâmbăta, și părintele Dumitru Săliloan. Iar mai încolți pe dreapta, tot la același nivel, ca să nu pară că sunt prea naționalist, am pus trei cuvioși. Părintele duhovnicesc al părintelor de la Vatopedu, Iosif, părintele Paisie a Ioritu, care este declarat sfânt, și părintele Dionisie de la Conciliu, care în ultimii 4-5 ani a murit ca nevăzător. I-am pus și i-am acolo și bucuria mea. Și în felul ăsta, credeți-mă, fraților, de multe ori am trăit stări de mulțumire și înălțare sufletească, că și într-un fel am și mândrit în sinea mea că și poporul meu și neamul meu are persoane cu care poate să se mândrească și să se prezinte înaintea Dumnezeu și a oamenilor. Acum, ce aș putea eu să vă spun despre părintele Arțele? Dacă ar fi să intru în amănunte, de părintele Arțele nu mi-ar ajunge 2 ore să vă vorbesc, de părintele Petrol tot cam atât. Dar vă rezum numai la atâta să vă spun că atunci când m-am cunoscut pentru prima dată la Mănăstirea Slatina în august 1956, când am ajuns în fața dânsului și fratele meu care mă spunea părintele Gravel, i-a spus că doresc să intru în mănăstire, foarte bine, foarte frumos. Și s-a adresat către mine. Cum te numești, frate? Eu nu mă numesc prea curios. Frate Ioan, ești binevenit. În momentul acesta ești vizitor în mănăstirea sa. Mi-a luat grai. Și atunci îi spun eu, prea curios, iertați-mă, dar n-am venit pregătit pentru momentul ăsta ca să rămână acum în frate. Știți ce răspund mi-a dat? E, frate Ioan, se vede treaba că n-ai nebunit de tot. Cuvintele acestea le-am înțeles mai târziu peste câțiva ani, când cu vicleșug eu, cu niște fii duhovnicenii de adresul care veneam acolo, le-am spus, zic, ia întrebați-l pe părintele, ce sens au cuvintele astea? Cum trebuie înțeles? Și atunci le-am auzit în gura lui. Că zice, când eram primar la Zărnești, și când aveam mașină mică, numai cu 3 cifre, numărul, și când aveam salariul mare, ca mine, mai erau încă 7 în România care avea salariul meu. Așa, zice, și slavă Domnului, așa cum arătam, eram și chipeș, și cu pregătirea care o aveam, eram curtat, ca să dă fel. Și atunci îmi spune, zice, părinte, dar ai atâtea frumuseți și atâtea valori, atâtea lucruri, ce te trebuie să pleci de lumea asta, părinte? Pentru că auzise că vrea să o ia de mult la mărăsit. Și le-a răspuns, fraților, când omul e nebun, nu mai știe ce face. Eu să știți că am înnebunit. Și de înnebunise pentru că mai înainte făcuse pușcărie la Aiud și s-a atașat de grupul misticilor, de la care am dat niște lucruri extraordinare. Și atunci, când a nebunit de tot, a lăsat toate partea și a plecat la mănăstire. Și când ce-a trecut, nu mai intru în amănunt. O să găsesc, nu am să menționat aici în carte și în cartea lui domnul Sorin a Petrii, care v-a prezentat acest. Așa. Părintele Arsenie l-am găsit acolo ca egumen al mănăstirii, iar părintele Petronul l-am găsit ca un om de carte, un om cu niște daruri deosebite, avea în conducerea lui școala monahală de mănăstire. Și în felul acesta am vestuit lângă ei până în momentul când, lângă cei doi, până în momentul când, în iunie 1978, comuniștii care au văzut că nu poate să stăvilească cu oamenii care se duceau la mănăstirii cu viață deosebită și să renunțea numărul lor din zi în zi tot mai mult, temându-se ca mănăstirii să nu devină
cuiburi de rezistență care să aibă, care bărâia ei că au legătură cu partizare de mulți care încă mai existau la vremea aceea, atunci au hotărât ca pe cei care sunt cu nume deosebite și cu viață deosebită, într-o singură noapte se aresteze pe toți. Lucru care l-a împlinit în 1978. 58. Așa, iertați, mulțumesc de corectură. 58. Mai înainte, cu 4-5 ani, părintele Arsenie și părintele Cleopa, fiind împreună la mănăstirea Slatina și auzind că se pune la cale arestarea lor, au fugit în munți. Și a stat vreo 2 ani și jumătate ascunși pe acolo. Și când s-au mai îndulcit lucrurile, patriarhul i-a chemat și le-a dat misiunea ca să revigoreze viața mănăstirească din Arhiepiscopia București. Și după aceea s-au întors la mănăstire. Iar acum, pentru că din ce în ce devenise și mai cunoscut și căutat, a primit veste mănăstirea de la fiind lor cu oficieri din țară că se pune la cale un val masiv de arestări. Și atunci, părintele Arsenie a zis, nu și are rostul ca să o mai iau iară pe cărările munților, ci mă pregătesc pentru momentul acesta și s-a lăsat pe voia lui Dumnezeu. Și a intrat preotul și tot la altar pentru o săptămână de zi. Dumnezeu a rugit ca în vremea aceea eu să fiu paracristian în la mănăstire. Și paracristianul are în grijă toată curățenia bisericii, aprinde la candelor, să bată clopetele și facă și așa mai departe. Și la sfârșitul slujbii pe care o făcea noaptea, o trenia, pentru că biserica mănăstirii Slatina e o biserică înaltă și lungă, construită de Alexandru de Cușneanu, e despărțit naosul de pronaos într-un perete masiv și cu la mijloc are două uși mari duble care se deschid atunci când se e vară ca să audă și cei din pronaosul slujbii. Eu, ca paracristian, la sfârșitul slujbii, trebuia să stau lângă ușe ca să deschid ușa să iasă în ordinea ierarhiei. Primul care ieșea din biserică era preotul slujitor. După ce după el starețul și cei care urmeau în ordinea ierarhiei. Noi nu știam ce să vedeți afară. A fost o noapte ploioasă, rece. Mănăstirea a fost înconjurată de 74 de polițiști în frunte cu generalul comandant de la Securitate de la Suceava. La conturile mănăstirii a fost arme de traliere și toți cu blugi, cu pelerine, cu lanterne cu lumini albe, verde și roșu, cu cizme în picioare, au intrat în pronaosul bisericii unde aveau trei camere pe care le întrețineam cu o lumină mai mare ca să fie o lumină ușor de trecut înspre naos. Și atunci când am deschis ușa, și acum mă cutremur. Întuneric vestă și în momentul când am deschis ușile, s-a aprins în fața noastră o mulțime de lanterne cu lumini roșii, verzi și albe. Și o voce puternică a spus, stați pe loc și nu mișcați! Și a strigat în continuare, Anghel Papacioc să iasă în față. Aici sunt două. L-a încadrat între pistoale automate și l-a dus la chilia dânsului. Tănase, Petru, le spunea pe numele de milie, părintele sale, Petrol, să iasă în față. L-a dus un ofițer, nu l-a mai încadrat între arme, și după aceea, toți ceilalți, câte doi, câte trei, între pistoale automate, le-a dus pe fiecare la locurile, la chiliile noastre și a rămas de plază la ușa chiliilor cât un polițist. Și ne-a obligat toată noaptea să rămânem cu ușile deschise. Nu puteam să părăsim chilia, decât numai dacă aveam nevoie la toaletă, ne conducea cu escortă și ne aducea înapoi. Și așa ne-a ținut în noaptea aceea, până la ora 9 și într-un sfert, 9 și 20, a doua zi. Cei care au venit să-l aresteze pe părintele Arsenie și pe încă un alt frate, Constantin Dumitrescu, care și-a făcut ani de pușcărie, 12 ani de zile la canal, ei se temeau că acești doi pușcăriași la Slatina au legătură cu partizanii de munți și că acolo se va constitui un nucleu de rezistență care își vedea bătaie de cap.
ce. Când a terminat situația de scotoceală, de confiscare a lucrurilor de la părintele Arsene, care credeau ei că sunt necesare ca să-i întocmească dosarul de condamnare, atunci a întrebat părintele Arsene pe cei cu ofițerii care erau în chilia lui, unde e comandantul dumneavoastră acum? Și l-a dus la sărăție. El era de vorbă comandantul cu părintele Sare și cu alți ofițeri era de vorbă acolo. Și s-a dus părintele Arsene și îi spune, bine, domnule comandant, pentru ce ați fost nevoie de atâta tervatură? Nu puteți să-mi spune să vină, să mă anunțați să vină voastră, că eu vedeam că știam că veniți. S-a făcut o mână în mântură și a ieșit cu șoarci. A plecat de acolo și a dus la chilia dânsului și comandantul a fost pus într-o situație foarte penibilă și s-a văzut în situația nevoit să ceară scuze părintele Stare și într-o să spune, părinte Stare, vă rugăm să ne înțelegeți și să ne iertați pentru deranjul care vă l-am făcut. Pentru că noi suntem militari și ordinele care le primim trebuie să le executăm, nu le comentăm. Părintele Petrolului îi răspunde, domnule comandant, deranjul dumneavoastră de care îmi vorbiți, nu-l socotim un deranj. Pentru că noi suntem pregătiți și așteptăm în orice clipă a zilei și a nopții să apară Hristos pe slava cerului, înconjurat de toate puterile cerești și curcea lui să meargă în față, când va judeca toată suflarea. Tot neamul unesc va tremura în fața lui. Aceea e ziua de care ne temem noi și care ne cutremură. Ceea ce ne-a deranjat prin venirea dumneavoastră este că astăzi va fi singura zi din istoria Mărăsirii Slatina când n-am putut face Sfânta Liturghie. Întorcându-se la chilia dânsului părintele Arsenie și terminându-se situația de anchetă, de perpezitire acolo, a ieșit din clădirea care era chilia dânsului, care era în același corp cu Sereția, și între clădirea aceasta și biserică este o alegere. Pavilionul în care era majoritatea părinților la două nivele, era la o distanță de 15 metri. Noi ne-am dat voie să ieșim pe ceartacul după această oră, pe la 20 dimineața. Și cum eram pe ceartacul, vedem că sare ca o copioară, părintele Arsenie a sărit după ceartacul dânsul de a fost 3 trepte mai jos, așa, și s-a oprit pe aleea aceasta, s-a întors către noi, a ridicat mâinile sus și a făcut așa către tot părinții care eram acolo și a făcut o binecuvântare preț la lui și în clipa aceea că l-am mai văzut 6 ani și jumătate eu. Alții a trecut și mai mult. Și era atât de vesel și atât era de fericit, parcă vedea la mare praz de la o mare sărbătoare. El care știa o răsăduță, care făcuse atâția ani de pușcărie până atunci și acum știa că nu l-a luat să-l încoroneze și să-l fericite. Și a plecat. Noi ne-am continuat viața în Mănăstire și părintele Petrolu, fiind un om foarte luminat și foarte înțelept în același timp, a căutat împreună cu părinții din conducerea Mănăstirii de așa natură să se adapteze și să se strecoare prin toate aceste mari probleme care le crea comuniștii bisericii și mănăstirilor, ca să mențină un climat bun de colaborare, poate nu-i corect spus, de conlucrare, așa, cu autoritățile statului, ca să aibă mănăstirea o viață liniștită. Și lucrul acesta n-a durat mult, pentru că ei nu s-au mulțumit că i-a arestat valul ăsta mare. Atunci a fost arestat cei mai mari părinți ai bisericii. Ați văzut în film aici pe Nicolae Bordașiu, de la Mănăstirea Antin, a fost Sofia Boghiu, a fost Felix, a fost Roman Braga, a fost Adrian Scrima, a fost Sandu Tudă, de ăștia care erau oameni de mare valoare, care constituia grupul lucrurilor de la Priți. Și au hotărât ca să dea un decret ca să desfințeze mănăstirea. În felul acesta, să stingă
atingă aceste focare de infecție psihologică, așa le considera Ignazie, și fabrici unde să fabrica opium pentru popor, o trată. Și a desfințat Ignazie. Și am prezentat aici în carte, și o să găsiți acolo menționat ceva scris, care o să vă dea puțin de gândit, dar pentru cei care aveți mai multă sensibilitate sufletească și vă transpuneți în momentele acelea, o să înțelegeți că am fost îndreptățit să scriu ceea ce am scris. N-am putut să scriu acele lucruri aici fără să mă taie lacrimi. A sosit ziua când trebuia să părăsim mănăstirea, când ne-a pus în vedere, în haine civile, să părăsim mănăstirea. Ne-a dat mănăstirea bani, ne-am dus la Foticeni, am cumpărat haine civile, am venit înapoi, ne-am tăiat vorbile, ne-am dus, ne-am îmbrăcat în haine civile și în săptămâna eliminată din 1959, în luna mai, miercuri noaptea spre joi, după slujba utrenii, am ieșit pe un platou în afara portului mănăstirii și ne-am așezat așa într-un semicerc, începând cu fostul stareț, părintele Emilian Olariu și cu starețul din momentul respectiv, părintele Petronu, și tot așa, și cei patru care plecam, între care era mitropolitul mai târziu, Antonie Plăvădeală, Valerian Țărălescu, monacul Policar și fratele Ioan Stoică. Și ne îmbrățișam unii cu alții și ne luam lacrimile unii după altul, după obrazii celuilalt. Iar Sfintele Paște din anul acela a fost un Paște care nu l-a sărbătorit niciodată și care s-a adunat lumea ca la hrană, că auzise că părinții de la mănăstirea Slatina, unde venea sute, sute, sute și mii, așa, sunt dați afară pe mănăstire. Și am deschis eu acolo. Și la urmă am spus, o, Doamne Dumnezeu, ce popor binecuvântat ai rânduit să trăiască pe plaiele acestea, cu atâta sensibilitate și cu atâta frumusețe sufletească. O să citiți aici, să vedeți cum îi blestema pe comuniști, cum plângeau oamenii, copiii, cum se zguduia pe ei, că de ce să plece părinții noștri? Să așezau în genunchi în fața eromonașului și nu-și mai dăzipea gurița după mâinile părinților eromonași ca să le sărute mâini. Niște momente extraordinare. Le-am trăit așa, cum a bun Dumnezeu și mie. Și ăsta nu se pot uita până intri în mormânt. M-am despărțit de părinții cei doi, părintele Petroniu, împreună cu un alt părinte, s-a dus pe Marea Bistriță la o sora dânsului și într-o casă mai în interiorul grădinii, pe care am reparat-o, s-au adăpostit acolo 2 ani și jumătate, părintele Arsenie, să vă fac o mărturisire. Când am fost cu dânsul acolo, aveam legătură sufletească pentru de altă natură, pentru că îl vedeam în toată ziua și mă teneam cu el în fiecare vine la spovedit și mai des, la masă, la biserică. Dar credeți-mă, fraților, cât a fost în închisoare, am avut cea mai puternică legătură care am putut să o am cu Părintele Arsenie. Pentru că îmi lipsea și cuvintele lui și învățăturile lui care am primit în timpul spovedanii, când m-a format ca duhovnicește, acelea m-a ținut într-o așa legătură extraordinară și faptul că îl rugam noapte zi și, bineînțeles, și dânsul se ruga pentru fiul lui duhovnicești, a creat o legătură extraordinară. Părintele Petronu, ca cel care a fost profesor la seminarul la Monahat, la Mănăstirea Neamțului, împreună cu Părintele Arsenie, unde era profesor acolo și starețul Mănăstirii, arhiereul Pavel Șerpe, după ce s-a desfințat seminarul și toți cei de acolo s-au împrăștiat și a adus aminte despre el că era un cărturar în loc de seamă, iar după ce s-a desfințat seminarul, Patriarhul Justinian a luat pe preasfințitul Pavel Șerpe și l-a numit stareț și conducătorul ansamblului de la mănăstire, de la Curtea de Argeș. Pentru că comuniștii pusese la cale ca acolo să facă sediul partidului pentru județul Argeș, să se răfăiască în Palatul Regal și în toate grădirile de acolo și în biserica să transforme într-un muzeu. Patriarhul Justinian, fiind foarte agil și descoperind chestiunea asta, s-a mișcat repede, a întâlnit sinodul
și au hotărât ca Palatul Regal să-l declare de reședință patriarhală, Paraclisul Sfintei Filoctea, unde se numește, să-l declare Paraclis patriarhal, iar în restul clădirilor a înființat și toată asta, casă de ordine pentru salariații Bisericii Ortodoxe Române, și în restul anului a înființat, a organizat să aibă loc de 3 ori pe an, câte o lună de zile, cursuri misionare pentru preoți. Și vedeau în toată țara, veneau prin rotație câte 130 de lei, și în felul ăsta a salvat Măsiei. Iar Pavel Șerpe a fost conducător acolo și avea nevoie de oameni de nădejde. L-a căutat pe Părintele Petronu, l-a adus la curte la Bășteni și în felul acesta l-a adus la curte, dar și de unde, printr-o lucrare, pe felul ei, multe de povestit, am ajuns și eu acolo și împreună am slujit ca salariat de Patriarhie, eu 8 ani, iar Părintele 6 ani, când s-a retras și s-a întors la Mănăstirea Sfatina, unde a mai vestuit încă 12 ani, până când a plecat definitiv la Munte la Munte. După ce a ieșit la pensie, a cerut îngăduința ca să meargă să viziteze Sfintele Loc la Ierusalim și a mers și în Grecia. Întorcându-se din acest pelerinaj, Patriarhul Iustinian, care îl cunoștea foarte bine, i-a prezentat un memoriu cu situația monahismului românesc în Muntele Argos. Ce se întâmplase? Ca să vedeți dumneavoastră că eu asta am urmărit în carte să curg. Să puteți să urmăriți filul providențial din viața acestor oameni. Și nu numai atât de viața acestor oameni, urmăriți-vă viața dumneavoastră și să vedeți că fiecare dintre noi avem un fir roșu al providenței lui Dumnezeu care are continuitate de la naștere până închide ochii. În momentul acesta, astăzi, 6 noiembrie 2018, la ora asta la care ne aflăm, momentul ăsta din vernicia vernicilor a folosit de Dumnezeu ca aici, la cupitul acesta, să-l avem cu domnul președinte Emil Constantinescu în mijlocul nostru, eu să vă vorbesc, domnul Sorina Pene să fie aici și dumneavoastră să fiți de față. Să știți că astea sunt clipe din veșnicie rânduită de Dumnezeu. Și în viața acestor doi oameni, viața lor este urmată de un fir roșu al providenței Dumnezeu. Am făcut paranteza aceasta ca să înțelegem mai ușor ce s-a întâmplat cu Părintele Petronu. După ce s-a întors de pelerinajul și i-a prezentat un memoriu Părintele Patriarh și Părintele Patriarh ca cel care fusese în vizită la Muntele Argos în 1963, când s-a sărbătorit mileniul Argosului, a văzut situația monahismului românesc și situația care era la prodrom. Pentru că schimbarea calendarului a făcut o dezbinare în tot Argosul, bisericile ortodoxe s-au separat, unii a rămas pe calendarul vechi, care erau pe calendarul nou. Și la prodromul era o situație foarte de plâns. De acum a intrat comuniștii la putere și închisese granițele și acolo unde nu-i om să pusiește tot. Și mai rămăsese cu 4 sau 5 părinți păstiri vechi, care rupsese legătura cu ceilalți, nu mai participa la slujbă, nu mai participa la masă și ceilalți erau foarte puțini. Și atunci au venit niște călugări zelotiști, așa se numește, care au rămas în calendarul vechi, zelotiști, să-și ofere serviciile lor, să le poată la grijă la bătrânii de la prodrom. Dar cel mai mult a venit ca să-i împărtășească, pentru că ei nu se mai împărtășeau acum cu sfintele pe care le sfințeau cei după calendarul lor. Și aceea, când i-a văzut că e bătrân și păschit-o, are așezare bună și bine, a fost bine gospodărit, și-au oferit serviciile lor și spuneau, noi fraților, noi putem să venim mai la dumneavoastră, vă putem de grijă până intrați în mărbări și spuneau, noi rămânem în continuare. Părintele Petronu a prins de veste de lucrul acesta și, întorcându-se în țară, i-a prezentat memoriul Patriarhul Iustinian. Patriarhul Iustinian s-a mișcat repede, era o relație foarte bună cu Patriarhul Ecumenica pe Navara și după 4-5 luni de zile îl cheamă pe Părintele Petronu la București și spune, Părinte Petronu, alcătuiește un grup de 5 inși, iar stăteai să fii conducătorul grupului, eu am comară de la Patriarhul Ecumenica pe Navara și te vei duce la Muntele Argos la Prorom. Și așa a fost. Dar pentru că în 1977, în martie, dacă nu greșesc, a fost un tremur acela de început, când la scurt timp a murit și Patriarhul Iustinian. A urmat la Patriarhat
Iustin Morsescu, care a durat un an de zile până a sfârșit, actele formalitățile pentru plecarea lor în străinătate au fost întârziate și a plecat în primăvara anului viitor. Și Dumnezeu a rânduit fraților, aici este un lucru extraordinar. Părintele Petronu este un om providențial pentru istoria și viața Sfântului Prodrom. Mănăstirea românească, Prodrom, așa cum este Sfântul Prodrom, e propriu spus, pentru că a fost construit ca să fie mănăstirea românilor în Muntele Atos, și mai mare ca 4-5 mănăstiri din Muntele Atos. Vorbim de cetate și de biserică centrală. A ajuns acum pentru că mai dura atât ar mai fi trebuit o lună jumătate, maxim două, ca acest schid prodromul să nu mai fie rămâne, să fie grecesc. Că cu formele, regulă, cu aprobare Muntele Atos, la toată conducerea mănăstirii, urma să se instaleze acolo greci. Astăzi, nu am mai fost o liturghie românească și n-am mai fost populat de român. Și ajungând eu în vizită la Muntele Atos, am văzut starea de vin în care este și mi-a dat seama asta trebuie făcut tot ce e posibil ca să salvăm situația, să nu se pustiască, să nu se părăsească de tot. Și zic, și știm că Părintele Petronu, ce om de mare valoare este, a avut stare cu fratele și profetele și așa, a zis, trebuie făcut tot ce se ne-a drum în jurul lui și să salvăm situația de acolo. M-au înconjurat cu multe rugăminți ca să rămân atunci pe loc. Odată ieșit din țară, eram bun ieșit și nu mai mă puteam, nu mai mă întorceam. Dar pentru că îmi dădeam seama că acolo trebuie să vin cumva pregătit, pentru că erau mari lipsuri, pentru că atunci am luat cunoștință de marile lipsuri care sunt acolo, m-am întors în țară și m-am pregătit și cu ajutorul Dumnezeu, după un an și după două, trei luni de zile, am mai câștigat pentru cauza asta încă un părinte de la Mănăstirea Sâmbătă de Sus, Mănăstirea Brâncoveanu, și amândoi am plecat în țară și nu le-am mai întors. Și în felul acesta ne-am adăugat lângă Părintele Petrună, după care a venit încet, încet, alții, și așa am reușit, cum s-a spus de către părintele, domnul președinte a văzut cu ochii, i-a prezentat domnul președinte un album cu lucrările care făcuse până la vremea aceea. Și când a văzut cum eram pe schiere, pe acolo, așa, și cum trăgeam gărețe cu, așa, cu mortal, cu frică, pe scripte, pe coastă și tot ce am făcut pe acolo, tare mult s-a minunat. Și l-am prezentat pe un părinte cu care am fugit din țară. Părintele Ionescu Ochita, mare meșter, a făcut o școală tehnică de construcție în țara asta și acolo, de la strașina turnelor și până jos la temelie, numai două mâinele lui la așa. Și l-a închemat și când i-a luat domnul președinte, ia mâna, i-a întors mâna și când a văzut bătăturile lui pe aici, l-a felicitat. Și a scris un cuvânt foarte frumos domnul președinte în carte de aur a Sfântului. Să vină poporul român să vadă cum au restaurat călugării de aici, o mână de oameni, așa, cu dăruire totală, cum a restaurat acest așezământ. Și acum este o mândrie pentru țara românească și o frumusețe. E de invidiat. Să nu vă prindeți că vă spun vorbe mari. Asta să mai întrebați pe alții. După trecerea dânsului, a trecut pe acolo și domnul președinte Traian Băsescu. Așa, și dânsul a rămas foarte impresionat și dânsul, arătându-i stricăciunii care trebuie remediate pe acolo, i-a spus, domnule președinte, banii care am reușit printr-o lege specială care a fost trecută cu Parlament, îi primit de la statul român ca o subvenție de 250.000 de euro pe an, nu vor ajunge ca să facem restaurări de schidul ăsta, nici în ce special nu vom putea să facă. Și atunci, văzând el că l-am făcut pe locuri, i-a cerut încuvințarea șefului SMP-ului, generalul Pahorus. Așa. Și el zic, poți să fac? Poți, spune, poți. Și când a văzut acolo, ce zice președintele treaba zic? O să suplimentăm fondurile de la guvern. Am prins un mare coraj. Și bine, cu ajutorul Dumnezeu, am restaurat cât am putut să restaurăm și Părintele Petronu s-a sfârșit de viață în 1911, în februarie 19, în ziua de 19 februarie 2011. Și
Pe 22 februarie a fost înmormântat în cimitirul de la Prodrom. A murit cu o împăcare, cu mulțumire sufletească și înainte de sfârșitul lui, nu pot să vă arăt, dar măcar așa să vedeți, dar măcar să vă arăt de la distanță. Uitați-vă aici, ori la cruce, o cruce istorică, care este sculptată de părintele Anselm Papacioc și pe care i-a dat-o părintele Petroniu atunci când a fost făcut călugă la mănăstirea la Ambii. Că părintele Petroniu i-a fost nașul părintele Anselm, el l-a luat pe mare. Și văzând crucea de călugărie pe care și-o sculptase părintele Anselm, i-a zis, părinte, îmi place foarte mult crucea, zice, dacă poți să faci ce i-a făcut și părintele Petroniu de atunci și până acum, și până la sfârșitul vieții lui a purtat-o la gât și cu 6 zile înainte de sfârșitul lui, când m-am dus la el și m-am îngenunchiat lângă pat că i-a cerut binecuvântare că veneam în țară. Așa, și i-am spus, zic, părinte, dați-mi binecuvântare că mă duc pentru treburile Sfintele, mă duc în țară. Dumnezeu să te binecuvânteze, să te protească și să ajute la totul cu cel bun. Și atunci s-a ridicat așa după pierne și s-a ridicat capul și se gărnează și toate și l-a ajutat părintele care îl dirigea, părintele Modest, și a scos crucea asta de la gât. Părintele Iustinian. Crucea asta o am de la ziua călugării părintele Arsie. Lucrurile de valoare și lucrurile importante dintr-o familie, dintr-un neam, nu se înstrăinează. Rămâne în interiorul neamului. Noi, zice, părintele Arsie, părintele Petron și cu mine, formăm o mică familie. Ia sfințeta crucea asta și se recomenește la mâncă. M-au tăiat lacrimi. Și acum sunt gata să plâng. Asta este un moment extraordinar, știi, ca să am eu bucuria să port crucea sculptată de duhovnicul meu, așa și să pot și cea purtată de starețul meu, părintele pe doi oameni, o viață întreagă, și acum să port eu, nu știu dacă dumneavoastră puteți să trăiți sentimentul pe care le și în momentul acesta. Da. Ăsta a fost părintele Petroniu. A plecat la cele veșnice și atunci mi-a încredințat cu 8 zile un testament. O dorință testamentară pe care i-am comunicat-o scris Patriarhului Daniel. O găsit aici menționată cu majuscule. Nu vă mai spun. Părintele Arsen era ieșit din închisoare, s-a dus la Patriarhie, și Patriarhul Cristian, pentru că îl cunoștea, s-a luptat foarte mult ca să bage într-o mănăstire și n-a putut să intre în viață pe mănăstire. Și atunci s-a văzut nevoit ca să apeleze la sprijinul arhiereului Teofil Gerenianu, care era la Cluj. Acest preasfințit venise de la greco-catolic împreună cu număr mare de protopop, și pentru că el era un preot deosebit, a cerut să-i se dea o funcție de răspundere în biserică ca să facă ceva pentru biserica ortodoxă. Și l-a făcut arhiereu și a dat în primire inima, cercul Transilvan. Securitatea știind de unde venise cu muncile de protocol, i-a creat un climat mai favorabil, adică nu i se împotrivea, i cam împlinea dorințele și Patriarhul știind lucrul acesta, a apelat la serviciile lui. Preasfinția ta, am aici un călugăr care nu pot să-l bag în nicio mănăstire. Vine în ajutor și numește-l preot pe undeva, părul s-o mai simba. Și Teofil îl cunoștea pe părintele Arsen. S-a ajuns acolo, l-a numit preot la fire, la o comună acolo lângă Turda, după o 2 ani și jumate, în 2 sate pe care le-a admisat pe amândouă, pe toți greco-catolici, i-a dus la ortodoxie, și Patriarhul Justinian, când a putut, l-a mutat, l-a transferat la mănăstirea Cheia. De la mănăstirea Cheia a forțat securitatea lucrurilor, l-a mutat la mănăstirea Cărdășan, de la Cărdășan, după 9 luni, l-a dus la mănăstirea din Trunem, acolo, după 2 ani și jumate, când securitatea era exasperată, că nu putea să mai afle nimic, că adoptase un alt fel de viață părintele Arsenie, și mai mari conducătorii lor, îi acuza că sunt incapabili să rezolve un caz ca ăsta și se penalizeze, atunci i-a pus în vedere să părăsească mănăstirea din Trunem. Și s-a dus la București și poate ea a spus, dacă așa e situația, uite-ți, du-te până când vor
Voi vă spun o zi mai bună, aș ajunge la Mănăstirea Cernic. Și aș ajunge la Mănăstirea Cernic, am mai venit și acolo un an și jumătate și acolo s-am împlinit și împlineau și celălalt spre. Și când a murit duhovnicul de la Mănăstirea, de la Sciclul Sfânta Maria, de la Techilion, a murit duhovnicul de acolo, sara asta de acolo, Semfora Gaftor, pe care ați văzut-o în film, că stătea de vorbă cu Părintele Petru, Părintele Arsenie, s-a dus la Patriarh și spune, Părinte Patriarh, eu pe Părintele Arsenie îl cunosc de mulți ani. L-am avut duhovnic din 1952. Eu, un călugăr serios, vă rugăm, numiți-l la noi. Și în felul acesta, Patriarhul l-a numit la Techilion și de la momentul numirii acelea, și până la sfârșitul vieții, timp de 35 de ani, acolo a fost farul de la Constanța, farul din Dobrogea. Și omul bucuriei, omul luminii, l-a numit mulți părinți și, în special, preafericitul Patriarh Daniel, care a fost la parasasul de 40 de zile la Techilion după moartea Părintele Arsenie, unde, cu ajutorul Dumnezeu, am slujit și eu împreună cu dânsul și cu arhiepiscopul Teodosie de la Constanța și cu alți părinți. Am ajuns la sfârșitul vieții Părintele Arsenie. Domnul Sorina Petre prinde niște momente extraordinar de frumoase în viața Părintele Arsenie, așa, dar mi-a reținut, să zic eu, mintea, inima și sufletul întregime, spusele dânsului care le-a spus înainte de sfârșitul dânsului cu vreo lună de zile și ceva. După ultima internare care a avut-o la spitalul din Constanța, când a ieșit epuizat de acolo și foarte slăbit, abia mai trăia, că pierduse mult sânge, doctorul i-a recomandat, părinte, repaus total, să nu mai vorbiți, să nu vă mai obosiți, pentru că altfel zilele dumneavoastră și așa greu de dus în condițiile în care sunteți, se apropie de sfârșit. Iar părintele spune foarte frumos în carte domnul Sorin că își punea întrebarea, măi, și eu mâine, pe mâine trebuie să mor, măi, și nu sunt pregătit pentru moarte. Auziți, măi, frate? Ajunsese la 97 de ani, după o viață dăruită slujirii lui Dumnezeu, și părintele Petroniu, după 81 de ani de mănăstire, acești oameni extraordinari, așa, se temea că nu e pregătit pentru moarte. Și ce spune el? Zice, da, zice că am citit că trecând prin vorbile astea ale Duhului spre fericirea cea veșnică, ești întrebat de păcatele lipsirii. E vorba despre păcatele acelea care le-ai făcut pentru că n-ai săvârșit bine, care te puteai să-l săvârșești. E un păcat. Lucrul ăsta trebuie să te dea de gândit tuturor că în orice moment de viață avem posibilitatea să facem bine. Iar dacă în momentul respectiv nu știți să-l folosim, cum spunea Părintele Arsenie, măi, fraților, trăiți prezentul, măi. Prezentul e al nostru. Trecutul te-a îmbogățit cu experiență, prezentul așa te face să înțelegi că fără ajutorul tău nimica, iar viitorul poți să-ți pregătești fericit dacă te raportezi bine la prezent. Și el mai spunea, cu nuanțat frumos domnul Sorin, că zice, la auzit-o de multe ori spunând, băi, fraților, măi, zice, să nu rămâneți insensibili, să vă vibreze, măi, sufletul, inima, când vezi în jur tu suferință, durere. Asta avea ca, să zic eu, ca preocupare permanentă în scopul de spovedare și când se tăia pe oameni, să le sensibilizeze sufletele, inimile, ca să fie cu mine, să fie cu durare, că de acolo vine și iertare. Și cel care iartă, ce se aseamănă cu Dumnezeu. Fraților, ar mai fi multe de spus. Ar mai fi foarte multe de spus. Așa. Mă rezum la atâta și să-mi găduiți acum să vă citesc de carte câteva fraze. Părintele, am început greșit, în al preasfințitul Teofan, l-a avut un om din mulți ani cu Părintele Arsenie Papacioc. Și nu numai el, mulți arhierei. Nu mai vorbesc de preot, profesor și
mine religios. Și știind eu că l-a avut o ochi în atâția ani, m-a dus la Iași și i-a cerut îngăduință ca să tipăresc cartea la editura Doxologiei. Și când cartea a fost gata, fără coperți, m-a dus ea la dânsul, la preasfinția voastră. Vă rog să scriți la preasfinția voastră câteva cuvinte de început la cartea aceasta. Că zic că nu e nimeni mai potrivit decât în larga Sfinția voastră care s-a făcut omului ca câțe ani, iar poporitele de proroc pe care l-ați iubit, ați slujit împreună și care i-a făcut rugăciunea de legare la pământ. Și aș îndrăzi să zic și să-mi fie iertat, zic, nu e nimeni mai datorat ca larga Sfinția voastră să facem lucrul acesta. Și a zâmbit și zic, bine, părinte, cine am să fac. Și a el a spus aici, a scris el la cuvântul de început. Și să vă citesc cum e intitulat cuvântul de Dumnezeu. Doi părinți de pe taborul monahismului românesc. Și după ce descrie el, așa, succint, și pe un părinte și pe celălalt, mai spre sfârșit, spune așa. Părintele Justinian Stoica, fire mai iute și receptivă, cum se autocaracterizează, Sfinția sa are simțit ca pe datoria vorbit din perspectiva ucenicului despre părinții Arsenie și Petronul, cei care au urcat prin lucrare dumnezeiască până la înălțim taborici. În preajma lor vetuim cea mai mare parte a vieții sale și părintele Justinian se bucură, avem convingerea de mult fare. Cuvintele sale curg pe pagini întregi călăuzite de o mare încredere în purtare de grijă lui Dumnezeu. Scrie somnul, adesea descriind aspecte dramatice din biografiile prezentate. Până și în anumite fraze pline de umor sau autoironie, au o consistentă încărcătură duhovnicească și le dau învățături de căpătâi. Seriozitatea și o implicare totală putem sezita în fiecare pasaj din mărturisire. Să fie, da, am făcut, am citit asta. Dar acum citesc ultima frază. Volumul are și meritul de a completa istoria recentă a Bisericii, marcată de răstrânire, dar și de iubire. Pentru cititori, ales pentru cei tineri, poate fi și un impuls pentru a tinde mereu spre o viață cât mai deplină trăită după voia lui Dumnezeu. Parcurgându-o, inima este atinsă de cuvântul sincer, direct și plin de învățături. Nădăjduim ca toți să resimtă după lectura ei o revigorare a Duhului și chemare spre o împreună lucrare și mai des cu harul Dumnezeu. Iar pe coperta din spate am găsit de cuvinte să scriu următoarele cuvinte. Nu-i vă putea mulțumi niciodată de ajuns Bunului Dumnezeu că m-am redicit să-i cunosc pe părinții Arsenie și Petronul, să trăiesc alături de ei și să le fiu timp de 55 de ani fiul duhovnicesc. A fost o mare binecuvântare existența lor în viața mea și nu pot înfățișa în cuvinte intensitatea și frumusețea momentelor trăite lângă dinși. De la părinții mei duhovnicești am deprins nenumărate lucruri bune și frumoase. Dar dacă m-ar întreba cineva ce am învățat în mod deosebit de la fiecare dintre ei, aș răspunde. De la părintele Arsenie am învățat să iert și să iubesc pe tot omul. Iar de la părintele Petronul am învățat smerenia și frica de Dumnezeu. Aceste virtuți îi defineau în primul rând. Ce aș putea spune mai mult? Poate doar îndemnul următorul apostolului. Aduceți-vă aminte de mai mari voștri care v-au răit vouă cuvântul lui Dumnezeu, priviți cu luare aminte cum și-au încheiat viața și urmați-le credinței. Și să fie îngăduit să mai citesc o frază de la cuvântul care urmează după cuvântul nou ca Sfințitului Teofan, e vorba de un cuvânt intitulat Însemnare, pe care l-am scris eu după așa. Și l-am scris aici așa. Mulțumesc în toată ființa mea ca Bunul Dumnezeu care mi-a lungit viața până la 80 de ani și m-am reușit să scriu această carte ca un modest pilot de recunoștință adus părinților mei pentru toată ostăneala pe care și-au dat-o ca să mă formeze duhovnicește. Le mulțumesc și celor doi mari și minunați părinți, Arsenie Papacioc și Petronul Tănase, pentru tot ce au făcut pentru mine și îi rog,
dacă au dobândit îndrădeala către Dumnezeu, să mijlocească să ajungă și Fiul omului pământesc acolo unde cred că sunt ei în fericirea cea veșnică. Fraților, îngăduiți-mă să sfârșesc spunând următorul lucru. Am pus mult suflet ca să scriu cartea aceasta. Nu mi-a fost ușor. Am lucrat peste 2 ani la această carte. Am scris-o cior, am trescut, manuscrisul original l-am trimis la o mănăsire care mi l-a introdus în calculator și pe memorie electronică m-am dus eu la editura Doxologia și l-au pus în carte. Am fost în repetate rânduri în situație că simțeam că nu am putere de gândire. Nu mai puteam să alcătuiesc o frază, să mai continui cu gândurile care trebuia să le aștept în scris. Și atunci mă trezeam ca dintr-o beție și mă ridicam în picioare și începeam să mă rog la Dumnezeu și adăugăm părinților Arsenie și Petrone, de aveți îndrăzneala către Dumnezeu, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, ca să mi se lumineze mintea să pot continua cu scrisul. Și credeți-mă, fraților, după ce făceam asta, mă așezam la sfârșit de 3-4 ore, nu mai mă puteam opri. Îmi vedeau idei clare și complete și frumoase și când mă întorceam noi foarte puțin aveam de corectat. Ce a însemnat pentru mine? A fost însemnat o mare bucurie și o mare mulțumire sufletească că părinții mei după cutie și au îndrădeală către Dumnezeu. Închei cuvântul meu cu cuvintele marelui nostru istoric, a neamului românesc Nicolae Iorga, care spunea așa: poporul care nu știe ce este înaintașii este un popor fără de istorie. Fraților, îngăduiți-mă să vă pun la suflet, să vă lipesc de minte și de inimă acest lucru. Să ne respectăm, să ne cinstim înaintașii, pentru că cu ei ne mândrim, ne lăudăm și ei să roagă, cei care au îndrădare către Dumnezeu să roagă pentru noi, iar noi suntem datori să ne rugăm pentru ei și copiii noștri. Pentru că, așa cum știți mai bine decât mine, care vin din Muntele Atos, de câte ori vin în țară, mă încarc la mărăciune și de durere, că văd că viața tot se duce în jos, în rău, trebuie să facem ceva ca să, prin cinstirea înaintașilor noștri, să redeșteptăm conștiința celor tineri care n-au apucat, ca dumneavoastră, care sunteți mai în vârstă, să prindă în viață și modele vrednice de urmat. Ori eu, care am ajuns la vârsta la care ați auzit și care am trăit în acest părinții, mă simt foarte îndatorat să spun lucrul acesta și vă rog să mă iertați că am îndrăznit să vă dau acest sfat. Bunul Dumnezeu să ne ajute la toți în continuarea vieții noastre să ne ridicăm la înălțimea părinților și înaintașilor noștri, ca neamul nostru să aibă continuitate din neam în neam, până când bunul Dumnezeu va rânduie. Amin.